și deodată s-a umplut studioul nostru, doamnelor și domnilor. Avem o nouă creație despre care vom vorbi. O divă care se anunță în fața dumneavoastră într-o nouă prezentare. Și maestrul care le veghează pe toate în clinchet de clopoțel, Ramona Bădescu, regizorul Andrei Chiriac și veșnic tânărul puștiul Horia Moculescu. Bună ziua! Bună ziua, bine! Mua, mua. Bine v-am găsit! Cu drag! La mine ajunge numai mâna! Parcă e bine și așa! Bun! Recunosc că v-am... cu Ramona aveam întâlnirea stabilită, dar domnul Horia Moculescu a apărut în urma unei întâlniri absolut minunate aseară. A fost aniversat maestrul Jolt Chereștei, care a avut un rol important în cariera Ramonei. Mi-a scris prima melodie, Jolt, la 13-14 ani și după aceea faimoasă... Avem imagini de acolo cu foarte multă lume bună. Da, și a fost o întâlnire minunată cu Horia, pe care nu-l vedeam de vreo 30 de ani. Dar cum ați făcut de nu v-ați văzut în atâția ani? Nu începe, fost în România, drag. Că de-abia l-am împăcat. Nu începe, că de-abia l-am împăcat. La microfon, maestre. Ce s-a întâmplat? Explicația este rizibilă. Zice, n-am știut numărul tău de telefon. Pentru că l-a schimbat între timp, în 34 de ani. Am un prieten suedez, care eu i-am spus pe cuvântul meu de onoare, în tren eram, n-a avut cu ce să scrie, cobor, zic, ce, cum dau de tine? Când mai vii în România, când intri, pui piciorul în România, pe unde vii tu, pe la Arad, pe la Oradea, spui, vreau să vorbesc cu Horia Moculescu. Noaptea la 2:30, asta mi-e Sfânta Cruce, colonelul, nu știu, cu G îl chema, de la Curtici, a spus, vă dau la telefon un suedez. Foarte frumos. Ai înțeles? Da. Și tu nu găsești telefonul meu. Așa. M-ați împăcat, v-ați pupat, da? Ne-am împăcat, da, și mi-a promis că îmi face o melodie. Vezi ce înseamnă, da? Da, e public. Nimic nu rămâne neplătit. Ia atent aici, uitați, e public. Uitați, da. Dragul meu drag, un compozitor care ar trebui să îl venerăm și să-i mulțumim că există și că a dat atâtea melodii atâtor artiști. Ușor. Nu, așa este, Horia. Pentru că tu știi că eu te stimez, te iubesc și vreau să și spun că la Horia am mâncat primul kiwi din viața mea. De unde vezi, mai este kiwi pe femeia aia? Nu știu. De unde îi găseai? Avea tu? La ce magazin luai? Nu, de afară. De afară, da. Da. Și mi-a spus, stăiat în mijloc și cu linguriță. E foarte frumos. Pe de altă parte, dați-mi voie, maestre, să vă povestesc sau să vă povestească Andrei Chiriac, prietenul nostru de aici, despre o poveste în care Ramona este în centrul acțiunii. Și te rog să-mi povestești despre acest proiect foarte frumos. Mulțumesc și cu foarte multă simbolistică și valoare. Ca să vedeți cu ce se mai ocupă Ramona ultima vreme. Pierdută. Nu mă mire nimic. Te rog. Un serial TV adus în atenția dumneavoastră cât de curând. O poveste despre niște tineri pasionați de istorie și de arheologie care caută o comoară pierdută prin toată România. Vorbim despre comoara regelui Decebal, negăsit de romani acum 2000 de ani, când au ucis o parte din Dacia. Interesantă premisă. Un fel de codul lui Da Vinci, varianta românească. Drăguț. Iar Ramona joacă un rol foarte important Cerșela în primele câteva episoade. Așa, așa. Apoi copiii ei din film, copiii, deci personajele, vor prelua povestea și o vor duce mai departe și vor găsi o comoară pierdută, un secret care, dacă ar fi spus, ar schimba foarte multe în societatea românească și nu numai. Foarte interesantă premisa. Ce faci tu acolo în film? În film sunt o jurnalistă cărora îi se întâmplă multe lucruri foarte ciudate, nu se știe dacă puse de cineva, dacă vor chiar să mă omoare sau dacă mă țin așa în supraveghere. Vor să mi te omoare. Vor să mă omoare, dar am eu leac pentru ei. Este un film cu foarte mult suspense, un film cu mesaje și adevăruri istorice foarte importante pentru care... Împlătite cu ficțiune, foarte interesant. Cu foarte multă ficțiune. Se poartă de altfel în Occident de foarte multă vreme. Și sunt foarte încântată că Andrei Chiriac a reușit să aducă acest film și să filmeze la Capri, la Napoli și la Roma. Nouă fire, deci povestea este internațională.
națională cu niște imagini. Aici suntem chiar în fața celebrelor stânci de la Capri. Da. Puțin friguț, dar la Capri oricând e frumos. Da, nu contează. Nu contează. Nu contează. Când iată, ești... Avem așadar imagini making of. Frumos. Foarte frumos. Iată-l și pe Andrei. Foarte interesant. Deci filmările au fost făcute când? Ca să știu de când sunt aceste imagini. Acum o lună și câteva zile. Așa. Vreo 40 de zile. Am filmat la Roma, la Capri și la Napoli. Am ales Napoli pentru că am țesut acolo o poveste. La Santa Maria la Nova, o catedrală celebră a orașului, este un mormânt foarte ciudat. Trebuie să spunem telespectatorilor că în perioada medievală Napoli era cartierul general al cavalerilor dragoni. Acum s-a dragon pe la Napoli. Sunt alt dragon, da. Și Vlad Țepeș, ca și tatăl său, ar fi făcut parte din acest ordin cavaleresc. Interesant. Și este un presupus mormânt al celebrului nostru voivod. Sigur că este o teorie, deocamdată e verificată, dar mi-a plăcut foarte mult să filmez acolo și să ne jucăm un pic acolo și să punem în valoare o locație senzațională. Este mormântul lui Vlad Țepeș. Ei așa spun. Sigur că vom avea nevoie și de niște dovezi. Încă nu e clar unde este clar deloc. Care e teoria? Italienii? Napoletani. Italienii e răspuns, dar sunt oameni din partea locului care validează această teorie. Uite, ai o carte acolo care pare a fi foarte interesantă. Poșeta e de așa natură ca o divă cum se cuvine. E bine. Și am găsit și-o prin casă. După posibilități. După posibilități. Pe acolo am luat-o și eu pe acolo. De asemenea, trebuie spus că la Napoli mai sunt statui de daci. Pentru că în film vorbim despre cele foarte multe statui de daci găsite la Roma, la Napoli, la Florența și în alte câteva orașe importante ale Italiei. Da? Iar personajul ei, Diana Drăgan, anchetează această poveste și are acces la arhivele Vaticanului, unde găsește alte referințe ale poveștii comorii dacilor. Foarte interesantă poveste, maestre. Că toate busturile de daci pe care le găsim în toată Italia, pe unde nu te aștepți, sunt toate de oameni liberi. Niciunul dintre busturi nu este a unui prizonier sau sclav. Sclav, da. Ai înțeles? Niciuna. Este de om liber. Mă bucur că spuneți asta. Cum? Mă bucur că spuneți asta. Așa este, să știi asta. Să știi că are sânge italian. Da, jumătate. Doar jumătate italian, da? Și la Roma era expus coiful pe care romanii îl prezintă într-un de muzeu de foarte și de foarte mare importanță. Și-au dat seama totuși că noi, acești daci, am fost foarte importanți pentru cultura lor. Poate chiar îi supără acest lucru că am fost atât de importanți și ne-au dat acest loc de seamă atât lângă Coloseu. Sunt 8 daci care veghează Coloseu, deci da. nu alte popoare care au fost... Asta zic că ei au avut multe bătălii, dar a fost marcantă întâlnirea noastră ca dovadă columna, nu? Nu mai există o altă columnă despre alt popor învins. Nu există. Exact. Atât de important a fost victoria lor încât exact, au creat atât de greu a fost meciul. Da. Întrebarea pe care o am mai pus-o și altora, de ce oare romanii ar fi făcut statui în așa fel, în așa manieră învinșilor? Absolut. Cât o onoare pentru un vinș, nu? Și au pus la loc de cinste în formul lui Traian. Este o întrebare la care de la care așteptăm răspunsul. Întrebarea să nu pui un anumit istoric care nu recunoaște niciun fel de trecut valoros al nostru. Nu spunem că facem acum polemică, întrebi. Întreabă pe ceilalți 100 de istorici autentici. Aici avem cel care este copilul Ramonei. Ce mai face celebrul Ignațio, care Andrei a fost la filmări? Andrei l-a ales. Acest copil care, uite, vezi, asta spuneam despre bogățiile daciei care sunt care există la Roma și sunt expuse cu loc de cinste. Seamănă foarte mult cu Ignațio al meu, când l-am văzut pe acest băiețel minunat. Așa o să fie când o să crească, poate. Așa o să fie. Îi seamănă foarte așa mult. Și a fost emoționant să filmez cu el. Știți ce bijuterie de copil are Ramona? De unde să știu? Păi dar cine l-a văzut? Ea l-a văzut, că nu ni l-a arătat. De unde să știu, măi? Nici el nu știe. Eu doar l-am auzit în emisiune. În prima mea emisiune de la Prima TV, primul care a intrat a fost Ignațio. Ce ți-am cerut primul lucru înainte a intra în platou? A zis să vadă fotografia lui
linia, ci altfel nu intră în platou. Nu știu, să-mi arate copilul, se poate. Există, l-am auzit. Nu. L-am auzit, există. L-am văzut. Dar eu îl țin. Ești cam goală aici, am văzut. Trebuie să duci la Eurovision. Ești atât de goală încât puteți să ajungi. Copilul. Încât puteți să ajungi la Eurovision. Da, da. Ce? Atât de goală încât puteai. Nu, nu, atât de goală încât puteai să câștigi. Că trebuia să cânți despre altceva. Dar trebuia să-mi las mustață și... Puțină barbă. Și puțină barbă, așa e banal, ce să fac. E adevărat. Nu, eu pe Nu, nu e banal, e normal. Acolo. E banal. Nu, e normal. Normal nu suntem noi, suntem. Nu, noi suntem. Nu. Dar nu mai contează. Mie îmi place discuția. Uite, domne, copilul, dar vă rog, domnul Moculescu, terminați cu chestiile astea. Uitați copilul. Horia, eu am zis un lucru. Lasă-mă să spun și eu ceva acum. Eu lui Ignacio o să îl las să apară pe Instagram cu dorința lui când va fi major și va hotărâ el să apară. Eu, ca mamă și Fabio, ca tată, n-am vrut niciodată să exploatăm imaginea copilului meu pentru like-uri, pentru... Eu alegere. Niciodată. Nu vreau să îmi crească mie Instagram-ul pentru fimiu. Și pentru cei care sunt supraexpuși, există foarte multă ură pe Facebook, Instagram. Copilul săracu poate să tacă și să nu facă nimic. Apare un bou și un descreierat, că nu dau nume, mă scuzați pentru acești termeni, reformulez un dăla și un dăla, care să se lege de copilul tău pentru nimic. Deci eu pot înțelege. Așa că eu problemă. Am se aleagă și de mine, nu numai de copilul meu. Dar dumneavoastră sunteți un copil, e și normal. Față de cine, măi, Cristi? Nu sunteți un copil găsesc. Mare. În general, sunt cel mai bătrân om din toate adunările la care nu particip. Este adevărat. Nu. Florin Piersic care puțin mai mult decât dumneavoastră. Da, cu un an. Aia zic. Joli, chiarește? Joli, are Nelea Joli, uite. Eco, a găsim. Dar vreau să spun ceva, brusc. Am primit atâtea telefoane, mi-au dat atâtea televiziuni, telefon să mă întrebe și să mă spună așa, ce părere am despre Euroviziune. Trebuie să sunt aici și lumea așteaptă să spun ceva. O secundă. Colegii, hai să dăm secvența cu băiatul la care își flutura, ca să vorba avem și noi, cum am avut ieri, când face el fâlfâl cu rochița acolo. Așa, dați-i drumul. Dar, Ramona, dacă vrei să comentezi, dar, bine, dacă nu, Andrei, acest doamne, Nemo, eu sigur nu vreau să comentez. Acest Nemo va face carieră, este foarte bun el în ține, cântăreț foarte bun, da. Cântăreț foarte bun, piesa foarte bună, deci producția foarte bună, producția foarte bună. Ramona a fost a vist un 10 ceruri. Atunci nu. Hai să o secundă. Lumea nu putea să-l agreze pentru că a venit într-o adunătură de lucruri neplăcute și atunci el a pus capac venind așa. Mai încă ceva. Din 100 de persoane cu care putem să stăm de vorbă când ieșim din platou, 95 nu o să știe ce înseamnă non-binar. Învață lumea, încetul cu încet. Eu învață să... lumea. Nu învață lumea. Eu auzi, învață lumea. Pe multe, foarte multe posturi. Încetul cu încetul, lumea se obișnuiește. Cristi, așează-te cum vrei, poți să stai și turcește. Da. Poți să spun un lucru? Te rog. Și nu-l spun. Fac decât așa. De-aș fi tu salcie la mal, m-aș face mal la umbra ta. Mai sus. Las că am luat tonalitatea bună. Na. Asta o țin minte. Da. O țin minte și voi ține o minte până cât voi trăi. Și cât are? Cât ani are piesa asta? 50 mulți înainte. 50. Deci 50 de ani. 2024 sunt 50 de ani. Deci eu zic decât asta. Nu vreau să judec nimic. 52 de când am scris-o, 54 de când a 50 de când a fost lansată. Eu nu judec nimic. Spun decât lucrul acesta. Asta este o melodie. Asta este un cântec, ăsta îl țin minte până cât voi trăi. Este o capodoperă. Nu știi tu credeți cum o să țină minte lumea piesa asta? Nu știi cum o să țină minte un crevete pe care îl pregătește el acum. Doamnelor și domnilor, nici ne apucasem să-l prezint pe domnul Salomia, că era lume bună aici. Dacă ți-a făcut intrarea domnul Moculescu. Am avut o discuție și maestrul deja știa ce pregătim. O să merg pe aceeași tematică ca și voi astăzi. Vom avea și un preparat italienesc. Vom pregăti rigatoni al pomodoro. Dar vom... Vezi practic, cum te prezinti la Ramona, că ea e de acolo. Practic, vom mărita această rețetă italienească cu o rețetă veche, pierdută dintr-o bucătărie antică, care încă nu se mai regăsește. Dacă e chinezesc, să știi că sunt mulți chinezi în Italia, lucrează, e da, plin de chinezi acolo. Dar dintr-o parte mai sudică, dacă nu mă înșel, a Chinei, Sichuan se numește așa. Teritoriul. Vom face niște creveți Sichuan pe care îi vom asocia cu aceste paste. Binecuvântăm! O, Doamne! Eram în... Ascultă, așa. Spectacol la festival de radio la Căln. Eram cu Corina. Chiria. Și cu Mușa și cu ediție specială care au fugit. Și... cu directorul de la Aria, pe primul Artexim, ăsta, da, care fusese atașat cultural în China. Așa.
vreo 8 ani, 9 ani, vorbea chineză. Și ne-a invitat un prieten de-al meu, Cutică Brânzan, doctorul de la Baia Mare, de la Botoșani, să mâncăm la un restaurant chinezesc. Ne ducem, domnul director, comandați pentru noi. Da, cu plăcere el. Și a început. Un băiat înalt, frumos, îmbrăcat în negru, chinezul, stătea și îl nota. La un moment dat ala zice, în nemțește, mă scuzați. Și eu nu știu chineză, sunt născut aici. Da, hai să-ți povestesc, Cristi, cât a fost la Napoli cu trupa de filmare. Au fost nebuniți după pizza napoletană. Să ne spună, Andrei, experiența după ce filmam. O zi întreagă de filmări dificile și foarte greu a fost, dar foarte, foarte, așa cu emoție, Andrei a filmat. Era sufletul filmărilor și ne lupta. Hai să filmăm. Și seara o răsplată. Deci, o să facem așa. După pauză rămânem în această formulă, în acest trio formidabil, mai povestim de film. Domnul Moculescu numai a început puțin pledoaria despre Eurovision. Dar luăm publicitate, că ați lucrat la TV și știți asta cum e. Asta e cusurul meu, că trebuie să iau publicitate, nu? Ochio, publicitate. Ochio. În întâlnirea noastră, mai degrabă italiană decât românească, au fost pe acolo, au dres, e vorba despre Ramona, domnul regizor Chiriac și maestru Moculescu. Am înțeles că ați îmbrăcat-o în costum de epocă, domnul regizor, era ca o contesină acolo, o nebunie treabă, nu? În primul episod, ea joacă un rol foarte important, Contesa Francesca, aparține unei familii foarte importante din Italia și vine în Transilvania sau în Valahia, la granița cu Valahia, pentru a descoperi secretele acestui ordin al dragonilor, pentru că a descoperit în arhivele secrete ale Vaticanului niște documente care s-ar fi referit la ce nu au găsit romanii acum 2000 de ani când au cucerit acea parte din Dacia. Cu alte cuvinte, încă există pe teritoriul României foarte mult aur. Romanii au luat o uriașă pradă de război atunci. Sute de tone de aur și argint cu care au petrecut la Roma, știm foarte bine, 100 și ceva de zile în Coloseum. Cu toate astea, acea cantitate reprezintă o mică parte din averea dacilor. Dincolo de asta există și un secret, secretul apei vii, pe care familia ei ar dori să-l dețină pentru a-și... Toate premizele să fie un serial cu foarte multe mistere, suspans, da. Ceea ce vom filma în cele mai frumoase locuri ale României, prin toată România. Cu imagini, cu drag, avem zeci de ore de material. Principesa s-a transformat în jurnalistă, ca în viață, domnul Moculescu. Gândește-te că acest film, acest serial, din punctul meu de vedere și al subiectului pe care îl tratează, ar putea să fie un serial care să trebuiască să fie prezentat în școli, elevilor. Foarte bine. Este un serial în care se îmbină istoria cu mesajul, cu prezentul. Și apropo, cu banii care au luat din bogățiile Daciei, romanii au plătit datoriile romanilor la stat. Deci și pe vremea aia ne-am plătit toate datoriile. Nu numai pe ale noastre, și ale romanilor înșiși la statul lor. La microfon, domnul Moculescu. Toți și-au plătit datoriile cu banii noștri. Toți și-au plătit datoriile. Toți. Numai noi am rămas datori la ruși. Aia, da. Și cred că o să mai rămânem acum și pururea și în vecii vecilor. Începusem să spun ceva și nu vreau să nu știe lumea. Apropo de creveți. De creveți. Am citit... Azi obiectul foarte tare. Da, am citit meniurile pe care le aveau ospățurile domnitorilor și oamenilor foarte bogați din anii 1500, 1600, 1700. În țările? În România. În țările române, da. Da, adică în România, sigur, mai mult în țara românească. De ce? Pentru că e mai aproape de Dunăre, pentru că e mai aproape de mare, pentru că e mai aproape de toți, da. E creveți, caracatiță, anghilă, de toate, stridii, da. Eu ce-am văzut, uitați-vă, nu vă vine să credeți. Foarte interesant. Ce meniuri complexe, complicate și rafinate aveau.
Deci da? Să nu avem senzația da, că am inventat noi ceva. Ce cantități inimaginabile. Da. Am înțeles. Se mânca mult și pe vremea aceea în România. Între timp se poate că să bea mai mult, dar asta e altă poveste, nu o să vorbim acum. Domnul Moculescu, ați terminat cu Eurovisionul sau veșnica lui pomenire? Sunt fericit că n-am participat. Eu i-am scris domnului Turturică o scrisoare așa, în care îl rugam să inițieze un referendum dacă mai participăm la această oroare. De ce? Pentru că acum 2 ani de zile și-a permis acest imbecil care este directorul festivalului acolo, care dă note și... European, e de la EBU. Da, să anuleze voturile noastre sub presupunerea că sunt frauduloase. Așa este. Se da? Pregătea fata de la TVR să pună și au tăiat-o. Și au votat ei din partea lor pentru noi. Da? Da. Cât mai există staful ăsta, cât mai există acest sistem, da? De în primul rând că nu există niciun control asupra așa ziselor note ale publicului. Cele 12 puncte maxime pe care le dă cineva, le dă cineva oficial prin gura reprezentantului României, Albaniei, Americii și Australiei. Le vedem. Dar alea care vin așa câte 300 de puncte, 200 de puncte. Alea n-am înțeles niciodată 200. Cum vin. Se transformă din numărul de votanți din acolo au fost ecuații pe care n-am înțeles-o niciodată. Niciodată, nici ei. Nu o să spună niciodată de unde sunt. Acolo este maxima subiectivitate, că exact, te ia de pe locul 20 și te pune pe întâi exact. Dintr-o mișcare. Acum mai e ceva. Este inadmisibil unde s-a ajuns. Dacă eu am fost șef de delegație la Mălina. Mălina, da. Știi, nu? Și când am câștigat concursul de pronosticuri cine va câștiga, am spus Diva International. Dana International da, cu piesa Dana, Diva. Dana, da. Dana International Diva. De ce? Păi România are 5 milioane de evrei și 8 milioane de homosexuali. Deci toți vor vota cu ea. Și așa s-a întâmplat. Uite unde am ajuns. Am înțeles. Ai înțeles? Da. Cât atâta timp cât crezi că este mai convingătoare o melodie, dacă îți scoți chiloții și arăți fundul gol de bărbat către public, e mai convingătoare asta, trebuie să mă duc la un institut de îmbrăcăminte, de dezbrăcăminte și să las muzica deoparte. Da. Și atunci sigur că săracul ăsta care este foarte bun, Nemo ăsta e foarte bun, a sărit toată lumea pe el. Da? De ce? Pentru că s-au acumulat toate antipatiile de până atunci până la el. Da? Cu aia, cu dracii. Cu... Da, da, acolo aia a fost cam în neregulă. Cu... Tot a fost în neregulă. Mai ales au fost câteva piese cu... foarte... Dacă mă uit cu copilul meu, se uită la Mona cu Ignațiu, de curiozitate, poate că n-a dormit la ora aia, da, și vede niște chestii destul de negre, nu e chiar ceea ce... Nici ție nu-ți fac plăcere. Eu sunt fericită că Italia a făcut a avut o poziție bună, este foarte bună. Da, e câștigătorul de la Sanne, normal. E o piesă foarte bună, ea este extraordinară. Și Armenia a avut o piesă bună și Franța a avut o piesă bună. Croația a avut o piesă veselă, asta tot. Da. Da. În fine. Iar avem un film bun, da, care încet încet va prinde contur, pentru că sunt multe episoade. Andrei Chiriac a plecat de la mentalitatea americanilor, pentru că el a trăit acolo în Los Angeles, dar a zis: eu mă întorc la New York. La New York am trăit. La New York, Los Angeles, în America a fost baza lui de formare ca artist, dar ca realizare rămâne român și vrea să scoată în evidență toată bogăția și istoria României, pentru că asta, dacă ar fi fost în America, ceea ce a filmat el în Bucegi cu o herghelie de cai care i-a suit în Bucegi și care cu oameni care s-au luptat, americanii puneau pe computer ta-ta-ta-ta și rezolvau. Inteligența artificială îți face toate herghelie. Andrei a rezolvat din cauza asta, sunt foarte mândră că pot să fac parte din castul acest, din artiștii care au distribuția acestui film. Sunt foarte mulți artiști extraordinari care au participat la acest film. Vă mai aștept cu imagini și o să mai vorbim. Este doar un început, o să ne mai vedem. Aș vrea totuși să știu ce vă leagă. Mulțumim pentru oportunitate. Ramona și domnul Moculescu, ultimele 2 minute, ce vă leagă? Păi, că eu am înțeles ce v-a dezlegat în ultimii ani, dar ce vă leagă? În primul rând, cu totul întâmplător, neavând legătură cu Ramona, tatăl ei mi-a fost mie adversar ca jucător de volei, el din Timișoara și eu de la Petroșani. Una la mână. Serios? Da, ne știm de foarte. Doi la mână. Fără să știu chestia asta, am selecționat-o pentru final la Mamaia, unde i-a dat Joli prima piesă. Așa. Ai înțeles? Da. Și da,
Dar mai e ceva. Am fost în relații foarte bune. A fost la mine acasă de mai multe ori. I-am gătit. Da, așa este, așa e. I-am gătit. Am fost la ea acasă. Părinții mei, da. Ne leagă amintiri și emoții și recunoștință și faptul că ne-am cunoscut și că am avut posibilitatea să... Acum, dacă v-ați făcut declarațiile astea la televizor, vă rog frumos să vă mai vedeți, da? Da. O să ia să vorbim cum eu și cu Marina Voica, când am spus că toți eram îndrăgostiți de Marina, toți din orchestra ta, de bine arăta Marina, că toți eram disperați după ea. Acum, nimic n-ar fi mai firesc. Când auzit cineva... Dar ce formă era Mona, de ce nu? Adică... Ia! Lăsați, domnul Moculescu, că am mai văzut eu chestii de-astea în care pare că, dar de fapt... Da, pupăm, mulțumim pentru vizită. Mulțumim. Toate cele bune pentru Nidia. Am vorbit cu Nidia în pauză, o așteptăm și pe ea la emisiune, când o da Dumnezeu. Mult succes, ne mai vedem cu secvențele din film. După pauză, trei generații absolut senzaționale aici alături de noi. O să fie și Nicola și un cântăreț român, poate printre cei mai buni care cântă muzică grecească, cu o poveste de viață incredibilă. După pauză.